Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un prim episod din seria noastră cu jocul Killing Floor 2. E bine, primul joc Killing Floor mi-a plăcut foarte mult și l-am jucat destul de mult timp cooperativ, un joc foarte tare, și acum am avut ocazia să-l cumpăr pe cel de-al doilea la Humble Bundle Monthly, care în esență e un soi de abonament lunar cu jocuri. O chestie foarte tare la care sunt abonat de câteva luni bune. Și luna aceasta a fost Killing Floor 2, și a fost varianta standard a jocului, dar eu mi-am upgradat-o la Digital Deluxe Edition, care mi-l dă și pe DJ Scully. Ăsta este personajul meu favorit din joc și cu ăsta îmi place mie să joc. Evident, putem să-l personalizăm cum ne dorim, avem aici opțiunile, dar nu o să fac chestia asta deocamdată, deja l-am făcut să arate cam cum doresc eu. Și acestea fiind spuse, intrăm aici la Home și dăm aici un Play Offline și o să selectăm harta. Nu știu, să punem Nuked. Asta arată mișto. Păi, acestea fiind spuse, să-i dăm Launch Game. Perfect. Și să vedem ce parcuri punem. Commando, cred că este cel mai ok. Și acestea fiind spuse, să-i dăm Ready Up. Și mai altul să înceapă și meciul. Perfect. Bun. Cu tasta Shift alergăm. Asta e o chestie nouă. În cealalt joc trebuia să schimbi un cuțit și așa alergai. Dar aici avem un buton dedicat sprintului și putem să alergăm cu arma în mână. Chestia faină este că pe F avem lanterna. Și uitați-i pe ăștia aici. Hai să ne ocupăm și de ei. Ușor, mă, nebunule, nu te-ți bate. Ia să putem să îl omorâm cuțitul? Nice, ăștia sunt mulți. Ar merge cu cuțitul. Păi ești nebun? Chiar ești mecher. Ia să vedem așa cu cuțitul. E mai distractiv. Păi, cât de tare poate să fie. Super șmecher. Păi, ne încărcăm arma și haideți să mergem la Trader. Trader, ce se află în direcția asta undeva. Și să-mi dau și vieți. Aparent, nici măcar nu am pierdut foarte multe vieți. Ceea ce e chiar șmecher. Plus de asta, dar și harta arată mișto. Deci ne putem aștepta la o droaie de chestii faine de la jocul ăsta. Ok, da. Păi, sincer să vă spun, mai bine păstrăm banii, ne luăm muniție și așteptăm să mai strângem bani ca să ne luăm niște arme ceva mai bune. Mă gândeam să-mi iau M16 cu M203 și cred că aș mai fi vrut să-mi iau și un aruncător de grenade sau o armă de-asta mai explozivă. Hai să sting lanterna deocamdată, să se mai încarce bateria, că e destul de multă lumină pe aici. Și nu știu, să ne ducem într-o zonă mai deschisă, zic eu. Acum nu știu cât de mai deschisă de atât. Băi, dacă n-am citit numele hărții, nu mă așteptam să arate în halul ăsta. Oh, dar văd că totul e distrus pe aici. Foarte tare. Chiar îmi place. Chiar arată de parcă a căzut o bombă nucleară aici. Oh, shit. E și alarma aia. Alarmele astea au sunat în București acum câteva săptămâni. Ok, da, harta asta e chiar mare. Și a pornit muzica rock, deci știi că a început distracția. Femeie invizibilă, altă femeie invizibilă. Uite-i pe ăștia aici. Ok, fugi genunțule. What the fuck, pe bune? Lol, chiar a fost o explozie nucleară aici, nebun la cap. Că parcă nu bătea vântul așa. Asta e suflul exploziei. Și acolo undeva e explozia. What the flying fuck. Oh, cât de mișto e harta. Ok, au venit pe engine ăștia. Bun, da. Încarc și arma. Mamă, cât de mișto. Deci sunt fascinant. Okay.
Și ia uitați ce mai e pe acolo. Uhu, super! Hai să încarc și o armă și să vedem unde este traderul. Aparent e undeva în direcția asta. Și uitați. Muniție. Mă refac și viețile și sunt deja pregătit de o nouă rundă. Hei, am mai găsit și o mitralieră mai micuță, așa. Ia să vedem cum arată. Nice, arată bine. Și are și supresor și de-astea. Super tare. A trebuit neapărat să o testez, nu de alta, dar văd foarte multe arme în jocul ăsta și nu foarte des apuc să le testez. Asta e o mașină de poliție. Cu o bombă. Habar n-am ce a fost aia. Ok, da. Bun, o să-mi iau M16 cu lansatorul de grenade M203. Și cam atât deocamdată. Da, cred că o să mă limitez la atât. Și haideți să vedem dacă o să rezistăm runda asta doar cu armă. Sper să rezistăm, să vă spun eu sincer. Ia să vedem pe aici. Cine știe, poate mai găsim arme de-astea pe jos. Dropuri cum ar veni. Ok, mai sunt și niște bombe nucleare micuțe așa pe hartă. Ceea ce e interesant. Și mai sunt femei invizibile. Bun. Noi ne continuăm treaba pe aici. Și unde să mă uit eu? În ce direcție oare? Fuck! Totally unexpected. Fuck. Și mai vin de acolo. Mamă, ești nebun, explozia nucleară, ia uitați cât de mare e ciuperca. Oh my fucking god. Mamă, ce i-a sărit capul ăsta în toate părțile. Așa cu bucățele și acum am zis că vom ieși de fraierii ăștia alți și să ne vedem de treaba noastră. Bă, dar răi sunteți, mă. Hai că iau de la distanță. Perfect. Și mai era și un vomitător, dar a dispărut și el. Și bun, haideți să mergem acum în direcția asta. Și să vedem... ce arme ar trebui să ne luăm? Mă gândeam să iau chestia asta de pe jos, în primul rând, că acum am observat-o. Trebuie să o testez, evident. Nice, e șmecheră. Dar o să vând pușca și cred eu că o să-mi iau o armă și mai tare. Mai întâi să iau muniția asta de pe jos, nu de alta, dar fac economie la bani. Și vreau să o vând. Hai să vedem, da? Deci vindem pușca și o să-mi iau, să vedem, RPG-ul. Păi ești nebun? O să fie o investiție tare RPG-ul ăsta. Mai departe, în zona asta nu prea avem cine știe ce chestii de cumpărat. Deci hai să luăm gloanțe și să ne refacem armura și să ne vedem de treaba noastră. Foarte tare. Deci RPG-ul ăsta e genial. Păcat că nu-i nuclear, ar fi foarte tare să fie o arma nucleară așa, știi, și să tragi cu ea după Z. Ok, și să înceapă distracția. Trebuie să luăm muniție, da, cred că avem muniția full, deci nu prea contează. Și să vedem... de unde să vină ăștia? În spate nimic. Ba da, ia uitați-i. Hai să scăpăm de fraierii ăștia. Acum ar fi cazul să dăm cu rachete după ei. Dar bine, boss, îmi place zona asta, mă descurc foarte bine, adică nu vin decât din două direcții.
Nu au cum să mă înconjoare sau ceva de genul ăsta. Și uitați ce-i pe gras. Oh, shit! Oh, fuck! Băi, ești nebun? Hai să-i luăm pe ăștia la pistol. Nu de alta, dar nu mai sunt mulți. Problema e că am ajuns unde nu trebuia, sunt aici încolțit. Dar ce-a dracu? Fugi, ginuțule. Cum fac? Trebuie să încarc arma. Și uite-ți glante pe jos. Perfect. Oh, shit. Hai să scăpăm și de ăștia. Și ai, ai. Oh, fuck. Mamă, ce reflex am avut. Perfect. Bun, încărcăm lansatorul. Așa, încărcăm toate armele. Nu de alta, dar asta este ultima rundă. Și în ultima rundă se întâmplă lucrurile alea nașpa. Vine bossul de nivel și am dat de dracu. Bun. Păi sincer să vă spun, altceva nu cred că mai trebuie să luăm. Poate eventual un pistol, ceva, dar nu mai avem spațiu de pistoale și văd că sunt super multe pistoale. Dar hai să ne întoarcem. Păi bine, și acum haideți să ne întoarcem la poziția noastră inițială, acolo unde am campat până acum, pentru că e o poziționare excelentă în opinia mea. Ok, oare mergem în direcția bună? Sincer, nu știu să vă spun. Ba da, uitați, mergem în direcția bună, e perfect. Și asta, teoretic, va fi ultima rundă. Ceea ce o să fie, într-un fel, nașpa, pentru că ultima rundă e super dificilă. Dar avem echipament și cred că o să ne descurcăm super bine, zic eu. Oh, shit! Asta e patriarhul. Asta e nașpa. Asta e chiar foarte nașpa. Și arată mai scârbos ca niciodată. Ok, nu-i prea deștept. Aaa, nemernicu. S-a ascuns pe aici undeva. Nu este panică. Hai să vedem. Eu sunt aici pe fază și l-aștept până nenorocit. O fac. Hai mă, mori. Vine pe aici undeva. Așa. Și acum hai să tragem în el. Oh, fuck. Bun. Hai că nu mai uităm după el. Opa. Deschisem chat-ul în joc. Ok, îmi încarc arma. Și mă pregătesc să mă bat de nou cu el. Nenorocitul naibii. Ia vină tu în pace. Hai să vedem. Oh, shit. Mamă, dar l-am zburat, serios. Te bă, dracu, de aici n-ai nicio șansă, nemernicule.
Oh, shit. Bun, DJ Scali din nou și-a făcut treaba. Și am zis Scali, vreau să zic Scali. Așa îl cheamă pe tipul ăsta. Super tare, dragi prieteni. Am terminat meciul, ne-am făcut treaba și, culmea, nici nu a durat foarte mult. Acestea fiind spuse, eu mă voi opri aici cu acest episod, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând cu un nou episod. O zic mai mult vă doresc, la revedere!